Natalia, că n-are cine să se ocupe de Next Generation. Tu ești cea mai experimentată, tu ești mâna mea dreaptă, nu? Dar sunt gravidă, am nervii întinși la maxim, nu-mi trebuie stres suplimentar. Și dacă vine Melanie, nu trebuie să vă vadă înconjurat de tineret? Nu ca să o impresionați pe ea, i-ați adus? Da, că vine Melanie, o să intru rapid în sală. Dar până atunci, te ocup tu. Mamă. Ce-ai, mă? Mamă, ce m-a enervat puțuie, sunt un car de nervi, m-a luat cu amețeală, nu alta. E, te-a luat cu amețeală de la vârstă, mă, Chiorete, ți-am zis eu, caută-ți pe cineva să-ți dea o cană de apă caldă, mă, la bătrânețe. Tu tot Batman, dar ce-s eu Batman? Superman te crezi, caută-ți o femeie, mă, te ajute la bătrânețe, că nici Superman nu mai zboară la vârsta ta, să trăiește. Și uite, dacă mă ajuți, îți rămân datoare și-ți fac cunoștință cu o prietenă de-a mea care e reîntoarsă din Anglia. Am auzit că-ți cauți nevastă. Vine Melanie, da. Da! Nu te mai obosi, că se ocupă mărlanul de copii. Că de, el nu are sciatică. Domnule președinte, de data asta chiar vine! Vine Melanie! Da, bine, du-te tu înainte, că vin și eu. Hai, du-te! Ia zi, te-ai văzut cu englezoica? Încă nu, dar trebuie să sosească, din clipă în clipă. Succes! Și cu tupeu, că nu-i plac fătălăii. Ai reținut, da? Am înțeles. Mă fix din prima. Lezoica. Oh, darling, dacă înțelegi un debat. Miss Melanica! Ați venit până la urmă. Who are you and why are you touching me? Nimeni în drum. No Bobby. What's your name? Mărlanu! I was asking what's your name, not what you are. Mărlanu! Pregătiți-vă că urmează iadul. Și pentru ce, Doamne? Pentru ce? Pentru ce ne lași în iad? Pentru că un obsedat a vrut să vadă cum e să frămânți celulită de primă, Doamne. Nu are celulită. De unde și tu, Chiorete? Ești epipăită și tu? Ziceam și eu așa, ca opinia publică. Adică în mintea mea mi-închipuiam că dacă ai fost dita-i prima, Doamnă, beneficiezi de niște tratamente de-astea de întreținere. Mai bine să ne spui Pipăilă, că doar el... Ce, Ionina, a fost acolo? Ce tot minți? Să-i zici asta lui Donald când a venit pe tine, mă. A vorbit cu Rățoiu? Îl ia la Disney? Donald Trump, Goofy. Ah. Pentru că să vină cu pușca și să-l salte pe Pipăitor. Dar era Pipăitor eu! Dar cine, Mărlane? Cine? Că ziceai de ăsta că se rușinează și când vorbește la telefon cu vreo bunăciune. Exact. Pe mine mă ia cu tremuriș. Când aud voce de femeie, mă pierd tot. Răsfată. Meriți tot ce se întâmplă cu ea. Că sunt și prost. Știm. Ce n-ai, mă, mai chinui să vă convig atâta, bă, las că știu eu ce fac, mă duc, faros de imagine de la locul faptei și o să vază madame Melanica cine a fost Pipăilă. Nu există. Că le-am cerut eu, că doar sunt șeful pazii, nu? Da. Nu există pentru că le-a șters Pipăitorul ca să mă scoată pe mine țapii spășitori. De-aia nu există. Mai repede, țopii spășitori, că la cum te comporți cu femeile, cam asta ești. Ia stai. Uite-mă, tu care cumva insinuezi că eu ca șef al pazii și protecției nu fac treaba cum trebuie?
și las orice pervers lipăitor să-mi intre mie în arhiva de imagini să-i șteargă, mă? Ui, silenț din Bichionete, e o certitudine. Faptul că lipsesc imagini le spune ceva? Îmi spune că poate acțiunea s-a petrecut într-o zonă care nu e acoperită de camere. Aia... Ce vorbești, mă? De unde știi tu unde s-a petrecut? Ori te pomenești că tu ești pipăilă. Nu sunt, mă, ceață, dar am verificat imagine cu imagine. Că doar sunt profesioniști, ce dracu. Deci, în lipsă de dovezi contrare, este cuvântul tău contra cuvântului victimei. Da. Și dacă aia spune că a pipăit-o unul mârlanu, e nașpa. Mai bine fii bărbat și asumă-ți fapta. Auzi, da, măcar are carnea tare pe ea, e tonifiată sau e modelul ăla în poză bunăciune și în realitate băbăciune? Habar n-am că nici măcar n-am fost acolo. Ha, ai vreo dovadă? Păi n-am, dar o să am, că o să-i trimit lui Dudea Melania o poză cu mine să vază, să spui dacă am fost eu pipăitorul sau nu. Ha. Stai, stai, mă, repezitule! Și dacă n-a reținut în toamna semnalmentele pipăitorului? Sau și mai rău, dacă vede poza, o apucă iar cu tremurici și revine episodul și nebunește și mai rău, dacă îți vede fățuca. Și în loc de conflict diplomatic, o să o dăm într-un nou război mondial, a? Să dea, doamn Blaoanea, păi ce, eu, onoarea mea are nerepirată cu rău de Chiorete. Uite, o să fac altă șmecherie ca să... O să trimit lui madame Melanica fotografii cu toți angajații de la guvern să vază ea și să spui care-i nenorocitul care a pipăit-o. Ce, mă? Am mânecat cu nos de pește, duminic. Numai din cauza ta s-au întâmplat toate. A mea? De ce? Că nu eu am pipăit-o pe madame Trump. Cu toate că mi-ar fi plăcut. Să văd dacă e tunată sau naturală. V-ar să-ți furia pe mârlanu, că el a verificat-o. A verificat-o pentru că n-am fost eu lângă Melanie. Și din cauza cui n-am fost eu lângă Melanie, din aud? Din cauza încăpățânării dumneavoastră, că nu v-ați dus când v-am anunțat că vine. Ba, m-am dus chiar de două ori, dar degeaba. Știi ce? Eu m-am săturat de scuze și de explicații. Că faptul e consumat, am ratat întâlnirea. Am o imagine de ratat în fața ei. Și imaginea ca imaginea. Dar ce ne facem cu dita mai conflictul diplomatic care o să se nască? Și-ți dai seama că Trump n-o să-și lase soția cu onoarea pătată. Că de când cu Bill și cu Monica Lewinsky, americanii se feresc de pete ca dracu de tămâie. Sigur o să vrea să se răzbune. Așa și? Doar nu vă e frică de un hodorog. Ce-ar putea să vă facă? Nu mai suntem pe vremea lui Pazvante Chioru să vă provoace la duel. Apropo, Pazvante ăsta e ceva rudă cu Chiorete? Auzi ce? Lasă gluma. Că Trump este unul dintre cei mai puternici oameni de pe planetă. Poate să pună pe altcineva să-mi facă tot felul de nefăcute. Auzi, dacă vorbește el cu bunul lui prieten Putin și-și trimite ăla racheți încoace. Să nu-mi spuneți că vă e frică de niște golani moldoveni. Sunteți dita mai președintele de țară, aveți dita mai dispozitivul de pază și protecție. Nu trece nici pasărea de el. Nu trece. Chiar azi dimineața am văzut una în copacul din grădină. Dalia, tu ai uitat cine este șeful dispozitivului de pază? Chiorete! Și cine este de vină că v-ați pus toți prietenii în posturile de conducere? Contrar recomandărilor. Fix de asta a avut mârlanul de mârlan ocazia să o pipăie pe Melanie, că a fost în preajma ei. Dacă era mai departe, adică prin Siberia, unde v-am zis eu să-l trimiteți atașat incultural, acum nu mai aveam nicio problemă. Și dacă pipăia ceva prin Rusia, îl rezolva Putin local. Nu trebuia să se mai deplaseze până la București. Ah! Deși tu ești sigură că o să vină Putin la București. Păi normal că ești. Nici nu trebuie să mai ducă Trump, muncă de convingere. Că oricum ăla are boală pe România, că i-am adus rachetele NATO la ușă. Așadar, ce mă fac? Îți spun eu ce mă fac? O să mă ascund în buncărul antiatomic. Dar pentru asta trebuie să afli când vine. Și când zic să afli, înseamnă să afli. Nu cum ai aflat devenirea Melaniei? Am aflat și atunci, dar... Fără dar, că nu e luna cadourilor. E luna gafelor. De data asta ne trebuie surse absolut sigure. Auzi? Știi pe cineva la Kremlin? Sau pe cineva care știe pe cineva? O să-mi întind antenele să caut. Lasă antenele să nu ne intercepteze rușii. Și nu trebuie să cauți. Trebuie să găsești.
Măi, Mărlane, măi, nu poți a trimite pozele angajaților noștri în America? De ce? A căzut netul, l-a tăiat pipăitorul ca să nu pot eu să trimit imagine sau care-i șmecheria? Auzi, de unde știe la ce vreau eu să fac? Că n-am vorbit decât cu tine, cu Varvara și cu Emma. Și alea nu păreau pipăitoare. Hai, nu pot și ale trimite ca și că fiindcă îmi te lasă GDPR-ul, mă. Adică a protecția datelor. Adică tu nu poți să trimiți poze ale persoanelor fără acordul lor. Niciodată, că asta e penal, tăticu, te-ai dus. Păi dar nu le fac publice, le trimit în privat. Păi da, mă, dar Duduia Melania e persoană publică. Deci, prin asociativitate, și poza devine publică. Devine una cu Melanica. E ca la aritmetică, mă, asociativitatea. Mai pune dreacu mâna pe aritmetică, mă, mai culturalizează-te, mă, ca să scap de... Mă înțelegi? Mai bine în părnaie, în siguranță, decât cu pușca și Marin pe cap, deci tot le trimit. Nu te uiți nimic, Tom! Ferdică! Te rog eu de suple, nu trimite! Ce, mă? Ca fic! Eu am pipăit-o pe Duduia Melania. Ce, mă? Eu am pipăit-o pe Duduia Melania. Ce, mă? În cauza lui Varvara. Ce, mă? Deblochează-te, zici ceva, să-mi dau seama că ți-ai revenit. Păi și atunci de ce zice aia, mă, că am pipăit-o eu? Habar n-am. M-a făcut vreo confuzie, mă. Nu s-o fi referit la tine. O fi zis de o persoană care e mârlană, dar nu tu. Nu eu, o persoană oarecare, mă. Da. Băi, bă, dar uite ce întâmplare ciudată. Așa, mă, Ferdi. Ema! Varvara! Taci! Zit! Te joc cu picioare. Nu mă făcea de la fiar. Ia veniți cu aici. Îmi pare rău, dar trebuie să-mi cureți imaginea. Și asta e ocazia perfectă. Fetelor, Chiorete e pipăitorul. A recunoscut chiar adineori. Ce-i, mă? Iar ai os de pește în gât? Sunt urât de caise. Deci de-aia nu te-ai mai dus tu la întâlnire cu prietena mea. Și m-am mai făcut și de rahat că am trimis-o la întâlnire cu omul invizibil. Asta, din cauza la întâlnirea cu englezoica ta, fiar limba de râsă-i chie, păsărească aia. Că de-aia, ăsta, pocinogul, din cauza asta a venit. Că am făcut confuzie de muieri. Mă, Chiorete, tu începi să-ți justifici numele. Cum Dumnezeului să o încurci pe doamna Melania, care e prima doamna Statelor Unite și o bunăciune cu... Mă rog, e prietena mea și n-ar trebui să vorbesc de rău, dar totuși... Era cu spatele Farfuzo și toate madamele care e cu spatele seamănă între ele, indiferent dacă e prima doamnă sau ultima doamnă. Bun. Și când s-a întors și ai văzut că e Melanie, ce ai făcut? M-am spariat. Ce dracu să fac? Ce-ai făcut? M-am spariat! De ce, mă, așa nasoală e? Ți-am zis, fată, că n-are cum să arate ca la televizor, că acolo e smăcuită, cu o mie de farduri, cu... Dar nu de trânsa m-am spariat, m-am spariat de situație. Și? Am luat-o la fugă ce vrea să fac. Să-i pun toale în cap. Hai, de ce asta urmărit-o? Nu, doamne ferește! Mă, chiar te am pervers mic. Ce faci acolo? Secret. Secretele președintelui. Vineri la Prima TV. Să-l sune cineva pe proful, ca să știm dacă mai vine la curs sau nu. Mor de plictiseală, îmi vine să-mi tai venele. Pot să fac eu? Dar de ce nu-l sun tu? Am telefonul ocupat, nu vezi? Fă-ți o programare la asta. Eu sunt chirurg, nu oftalmolog. Dar am niște pastile bune, dacă vreți să vă dau, vă măresc pupila, știi ce zic? Știu eu. Și zic să-ți vezi de treaba ta. Că ceva bun ălaltă o se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani. Și dacă aduci așa ceva aici... S-ar putea să audă domn președinte. Părăcioasă mică. Vezi că nu glumesc. Nici n-ai avea cum.
că avocații sunt cele mai nașpa persoane de pe fața pământului. Să nu zici că nu te-am avertizat. Că n-am chef să ne dea domnul președinte afară din cauza ta. O, disperatule, că nu birosește nimeni marfă pe fraier ca tine. Adică? F-R-A-E-R, cu F mare, fraier am zis. Fetiță, eu zic că nu ți-ai locul să zici așa ceva. Ia vino-n coa. Ai sânge în instalație? Dacă n-ai, hai că te tai eu. Hai. Ce i-ați făcut, mă? Ce noroc are ăsta micul la femei. Să nu fie rușine. Să nu le fie rușine, că nu e vina lor. Sunt eu sensibil la abuz. Se luau toți de mine când eram în școală. Eu am tot ce la o clasă. Să nu vorbim la trecut. Corect. Pe bune? V-ați împăcat doar ca să vă bate în joc de amărâtul ăsta? Nici măcar nu sunt amărât. Am lunii care fac 3.000 de euro din programare. Și asta fără nicio promovare. 3.000 de euro? Dar te promovez eu. Am 500 de ca. Ai încredere. Adică tu vrei să iei banii băiatului ca să-i folosești pentru imaginea ta? Poți să nu te mai bagi? Vreau și eu parte din banii ăia. Alo, alo, copii! Ce-i cu hărmăla aia asta? Ce s-a întâmplat? Doar o controversă pe tema bullying-ului, drogurilor, social media, o bătălie de orgolii prostești. Și de ce n-aveți profesor la sală? Unde-i mârlanul? N-a venit încă. Să nu fi pățit ceva rău. Să fi renunțat. Sau să fi cedat psihic. Nu. Exclus. Că n-are. Și n-are cum să renunțe la voi pentru că adoră să fie trainer. Dar uite, până vine el, o să vă dau eu o temă de analiză. Hai să facem o poveste. Să spunem albă ca zăpada. Așadar, albă ca zăpada se preface leșinată ca să vină băiatului negru împărat să o sărute. Și datorită unui concurs de împrejurări nefavorabil, prințul întârzie și unul dintre pitici, să-i spunem mârlănilă, o pupă pe Alba în... În ce o pupă pe Alba? În locul acestuia. Așadar, mama vitregă află și vrea să se răzbune pe prinț pentru că a întârziat și a dat ocazia piticului să-i pupe fata. Ce pitic? Același. Deci, cum rezolvăm povestea și conflictul diplomatic dintre regate? Ce regate? Gândiți-vă și vorbim mai târziu. Și fără întrebări stupide. Nu nimic la televizor să nebunesc. Au divast an atacă fan de... De ce nu ești în sala de curs, mărlane? Pentru că am fost ocupat să-mi demonstrez nevinovăția. Și am și reușit. Nu sunt eu pipăitorul, s-a demonstrat. E Chiorete. Ce face? Da. Chiar. Să trăiți, șefu? Chiorete. E adevărat, Chiorete? I-ai zis scârbă? Cum să-i zis scârbă, bă? Păi ce-mi permis să-i vorbesc ca tine? Nu, dumneavoastră, v-am zis scârbă. Ia uite, iară, eu loc. O greșeală, Chiorete. De-aia n-ai vrut să oprești camerele din Palatul Primăverii. Ca să nu pot eu să... cu Melanie. Chiorete! Tu ești gelos pe relația mea cu Melanie? Care relație, șeful? Corect, Chiorete. Care relație? Că mi-ai distrus astfel, mi-ai distrus astfel. Președinte, domnul președinte, stai dracului, că vă șifonați, domnule. Băi! Chiorete, nu înțeleg, mă, că tu n-ai muiere, mă, asta este. Da, la Melania mea, mă, să te dai, mă, cu Melania mea și-ai mai crea și dintre mai conflictul diplomatic. A fost un accident, șeful. Că dacă nu mă convingea ăsta, să-mi cad gagică. Și dacă nu mă convingea și asta, îți mă întâlnesc cu englezoica ei, fertică pe ani, dracu să. Nu, eu acum mai intram în conflictul ăsta diplomatic, să știți. Dar să știți că în același timp și ei sunt complici cu mine. Deci și ei au pipăit-o pe Melania. Cum adică? Uite așa bine, dacă eu am pus mâna și ei sunt complici cu mine, deci ei au pipăit-o pe Melania. Nu numai eu.
Și dacă copilul iese, e cea lor, na. Deci eu l-am atins-o. Da. Și ai și tu o vină, pupăză. Că trebuia să te duci să o întâmpini. Păi nu m-am dus. Nu m-am dus din cauza Daliei, nu m-am dus. Păi normal că n-a vrut să o rănească. Nu care cumva să piardă copilul lor. Nu-i copilul meu! Și dacă mai spui odată inepția asta, o să te gâtui ca pe Chiorete. Și da, într-adevăr, toți suntem vinovați. Și mai ales eu, că nu v-am dat afară din staff cum am sfătuit lumea întreagă. La cap! Dar eu ce vin am în toată povestea asta, pupăză? Pentru că ești... Sunt ce? Ești aerian! Că de când te-ai despărțit de Hasan, ți s-a stafidit? Ce mi s-a stafidit? Vigilența! Ah. Pentru că tu, Maima, tu erai ecranul de protecție între mine și incompetența ăstora! Păi nu e Dalia ecranul? Nu mai e, că l-a spart pupăză. Tu cum crezi că a apărut sarcina? Tu mă urci! Lasă-mă pe mine, că locul ăsta e cum face! Incompetenților! Spuneți-mi acum cum repar gafa asta diplomatică. Că vă dați seama că bărbasul o să vrea să se răzbune dacă află că Melania a fost umilită. Și cum nu mai e președinte, ca să aibă putere militară să o trimită aici în zonă, ce o să facă el? Vă spun eu ce o să facă! O să apeleze la o putere militară prietenă din zonă. Ce putere militară prietenă din zonă este de partea lui Trump? Aud? Rusia? Vas lui. Exact. V-am zis eu, bă. Sunt vreunul rusă? Sau vasuriană? Cine le explică rușilor, dacă vin încoace, că a fost o neînțelegere? Permit să mă retrag, șefu, mi-a venit o idee. Poate o să am ocazia să dreg busuiocul. Să trăiți! L-am notat. Deci albă ca zăpada, se preface leșinată ca să vină prințul să o sărute, da? Da. Prințul întârzie și piticul mărlănilă o pupă pe alba... Unde? În locul acestuia, fără întrebări stupide, nu? Mama vitregă află și iese conflict diplomatic cu regatul prințului. Că a întârziat și din cauza lui a pățit alba rușine. Gata, știu. Problema este că Alba a fost sărutată fără consimțământ. Deci de competența justiției, adică a lui. Așa se întâmplă și în povestea originală. Dacă mozolul e singura problemă, eu zic să facem așa. Chemăm ambele tabere la masa negocierilor și facem o amiabilă. Nu. Pupicul nu poate fi problema. Știi că președintele a zis de ceva conflict diplomatic între cele două regate. Nu? Atunci problema e cu Tasu, cu negru împărat. Asta e idealul meu. Dar mai avem voie să spunem negru? Enunțul e problema. Președintele vrea să vadă cum stăm la capitolul politically corect. Păi și cum vrei să-i spunem? Alb închis? Deci, ascultați-mă un pic. Prințul inventează o poveste de vitejie care să justifice întârzieri, da? O poveste care să-l pună pe el într-o lumină favorabilă. Și dacă povestea ar fi în zilele noastre, ce mai inventează prințul ca să-și justifice întârzierea? Zice și el că a venit cu CFR-ul. Foarte bună idee. Ia. Măi, dragă, mă bucur că am ocazia, acum că nu prea mai am foarte multă treabă pe la partid, să-ți fac o vizită. Poate cine știe pot să te ajut, că mi-a șoptit mie cineva, că el e o problemă. Da, vă mulțumesc că ați venit. Chiar vreau să vă rog, domnul președinte... Să trecem peste formalități. Nanelu! De fapt, chiar că suntem între noi președinții. Mă rog, eu sunt onorific. Da, mă rog, deci, Nanelule, aș vrea să te rog dacă poți să vorbești mai tare la Kremlin, că la ce istoric ai cu ei de atâția ani, ești ca și acționar acolo. Și aș vrea să aflăm dacă a ajuns cumva și la urechile lui Putin problema lui Trump cu soția. Are probleme?
Mă rog, nici nu mă miră că el a vrut să aibă soție tânără, mis, sexoasă. La nivel de președinte, în opinia mea, este o nouă dovadă a capitalismului decadent. Să ai tu cei mai bun, cei mai frumos, să fii pe val. A, dar rog eu, nu mai vorbesc totuși de val, ca să nu creadă ăștia că pomenim de pandemie. Păi și ce nu este? E pandemie de imoralitate, domnule. Uită-te la mine. Matale imoral? Niciodată, poate imortal. Eu vorbesc serios. Mă scuzați. De fapt, eu mă refeream la faptul că ați fost sărac și cinstit veșnic. De aici jocul ăsta de imoralitate, imortalitate. Da, uită-te la mine. Eu sunt căsătorit cu aceeași femeie, în speță Nina, de 70 de ani, dacă nu înșeală memoria, că ea mi-a spus. Oricum, mulți înainte. Lasă, să nu mai fie chiar așa de mulți, că viața lângă sărăcia poporului, ne întrebăm de ce n-am. Știi ce mă doare? Înțeleg, domnul președinte, păi, șalele, picioarele, că de, știți cum e vorba aia, bătrânețe, haine grele, dar bine, ce se spune popor, că la dumneavoastră nu e. Bine, și asta, dar cel mai tare mă doare la nivel de țară, când văd cât s-a degradat clasa politică după ce n-am mai făcut eu selecția cadrelor. Păi, ce oameni de bază am format eu? Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Dani Ioan Popescu, mândria Monacoului, da. Adrian Năstase, Miron Mitrea, iarăși Gelu Voican Voiculescu. Iarăși, da, am înțeles. Ce vreme, ce oameni, doamne. Dar acum, în politica românească, intră numai vicioși, hoți, trădători de țară. E adevărat, dar vreau să vă spun că eu sunt altfel, eu sunt schimbarea. Lasă-mă, domnule, cu schimbarea, că e vrăjeală. N-ai văzut Constantinescu? A trebuit să vin eu la putere să curăț țara la nivel de specialiștii lui pe care nici nu i-a avut. Mă rog, amintiri. Da. Dar cu ce pot eu să te ajut în problema cu Putin de veselu? Și asta, dar să știți că a mai apărut una. Da. Și dacă se lasă Putin convins și sigur se lasă dacă interveniți dumneavoastră, că vorba aia de veselu nu e. Da. Mă rog, e groasă. Cu Putin nu e de jucat, da. El când se enervează, devine un adevărat animal. Eu chiar mă bucur că n-am avut ocazia să vorbesc cu el când era nervos, ca să pot să-i spun: de ce te-ai enervat, mă, animalule? Ce haios ești când ești nervos. Da, mă rog, o să-mi întind antenele la Moscova. Între noi fie vorba, eu nici nu cred că le-a strâns vreodată. Da. Mă rog, era o glumă. Da, încercam să destind atmosfera, că m-ați cam speriat cu ăsta, cu măi animalule. Da, știți ce? Rugămintea mea este să vă grăbiți puțin, că la cât de repede își elimină Putin dușmanii, nu cred că avem timp de întins antene acum. Păi, o să vorbesc cu Nina, să o întreb unde a pus firul roșu cu Kremlinul, că ultima dată era în beci printre două borcane de murături. Cred că intră și în modelul ăsta. Da, sigur intră. Bine, da. Dragă, mă ocup. De ce să te las, mă? Nu pot să te las, că mie îmi place să fiu trainer. Ai, mamă, Lale, te rog eu din suflet doar câteva ore, că vreau să-i arăt lui Pupăză că sunt încă profesionistă și nu m-a afectat deloc despărțirea de javra aia ingrată și nemernică. Care javra? De lepra aia femeiată și scârboasă. Lepra femeie? Dar cine? De Hasan! Păi dacă ziceai așa de la început, știam despre ce e vorba. Ai, mă lași? Hai, te las, dar nu te las mai mult de două ceasuri, mă, o să mă cusemniș sau mă îngrași, că vreau să trec peste 150 de chile să ajung să arăt ca alții. Da, cum vrei tu. Hai să te prezint la copii. Copii, mare atenție, dânsa este Dudoia Ema, o profesionistă dezăvârșită care astăzi va ține parte din curs în locul meu. Da? Să primim cu dragoste să aplauze, da? Bravo! Liniște! Te descoși cu copiii, da? Să ascultați că e profesionistă. Într-adevăr, a avut ceva necazuri în viață, dar nu s-a lăsat
dovedită de necaz. Repri cu nenorocitul, lepra, o scârbă, una femeia. Cu Hasan. Vă urez succes, mare atenție, da, la ce vor... ce vorbești, da? Succes, Dodea Ema. Să vorbiți mai tare, că are și o vârstă. Ce? V-am zis. Yes, s-a întors surioara mea depresivă. Dar nu mai sunt depresivă. Păcat, mare păcat. Nu știți ce pierdeți. Despre ce vreți să discutăm? Despre tema pe care ne-a dat-o președintele. Cu albă ca zăpada, care l-așteaptă pe prinț să o pupe și ăsta întârzie ca mitocanul și se trezește pupată de altcineva. Și de aici întreg conflictul diplomatic. Ești nebun? A stilizat povestea lui cu Melanie. Care lui? Care Melanie? Ei, care lui? Care? Președintele nostru cu Melanie Trump. Președintele nostru a combinat-o pe prima doamnă a Americii. Bă, cât de tare! În sfârșit avem și noi un președinte miez cu cojones! Mulțumesc, dar ce-am făcut? Ce-ați făcut? Ați făcut bine! Ne crește și nouă riciul țării! O să ne urmărească toți americanii! Cum e Melanie? E tonată, nu-i așa? Există, Melanie? E clar, nu mai e niciun discernământ, ești varză. Gata, de mâine te duci la psiholog. Vă pot ajuta eu, am făcut psihologie, pedagogie. Doamna Emma, nu vă duceți la niciun psiholog, o să vă strice tot vibe-ul ăsta mișto, dark. Dar nu sunt dark și nu mă duc la niciun psiholog. Așa, rezistă forții, rămâi on the dark side. Unde e la poștă? Stai jos. Continuați. Mărlane, termină cu tâmpenile și întoarce imediat la copii, că e mai praf. Bă, știi ce am descoperit în ora asta, o oră și jumătate, când m-am plimbat pe aici? Ai o pupă în grădină. Ce-am făcut? Nemenicii din presă au inventat iară povești din astea cu amantlăcuri? Nu, că nu-i de la presă. Am văzut eu cu ochii mei. Știi ce? Puneți-mă ochelari că nu mai vezi bine. Nu e mai nici o pupă la palat. Sau mă rog, e una singură, Barbara, dar să știi că n-am nicio treabă cu ea. Băi, eu vorbesc de o pupă adevărată, aia, cu creastă, cu cioc, cu care pup. Are pacia pentru unul din tăi ăștia, din fața la dormitorul tău. Au, știi ce, treci mă în sală, că n-am timp de prostiile tale zoofile. Dar nu-i zoofilie, bă, gândește-te și tu că toți mari președinți de stat, domnitori, ai Moldovei, ai Banatului, ai Caracalului, care mai fosti, toți au avut niște păsări, bă, pe blazon. I-a reprezentat, că asta e specific domnitorilor români. N-ai putea să uite, Iliescu a avut cucuveaua, Decebal a avut lupul zburător. Ce mă fac? Ce mă fac? Dacă trimite, mă, Putin un comando de la mază, îmi plăcă ideea cu ceapa lată și ciopliți. Și când se uită la sticla de bere, îi sare capacul fără să o atingă. Eu sunt un pânăr de milițian, nu sunt Rambo. Calmează-te, mă, pipăilă, că nu suntem în filmele alea din capul tău. Acum nu mai trimite nimeni comandouri, nu se mai agită atâta. Te omoară simplu, mă, direct, îți pune o travă în ceaica lui Navalnei. Asta e, am greșit, îmi asum. O să beau sau o să gust toate ceurile care vin de la roșii. Aoleu, și dacă o să-l atace cu radiații de la distanță ca pe Litvinenko? Poți să adulmești poloniu? Va, poți? Există? Hai! Bun! Bă, fetelor, ce, mă? A fost un film marfă de marfă cu Lady Gaga. S-a născut o stea. Ce mi-a plăcut dragostea de la ei? Se spune dintre ei, nu de la ei, în culturistule. Mă rog. S-a dus pupăza. Da? Numai a plecat de la noi. Pardon, a plecat dintre noi, ca să nu mai știți că sunt inculturist, culturistelor. Pupăza, s-a dus pupăza. Ce faci, mă, Chiorete?
Împing apa la vale, mărlane. Păi de ce? Măsor nivelul de radiații pe Lâmbule ca să-l protejăm pe președinte de radiațiile rusești al lui Putin. Da. Pă, prost ești, mă. Păi tu crezi că mai se folosește tehnicile astea din anii 73, mă? Păi ideale moderne, mă, trece agentul sovietic, pac, te-a atins numai pe geacă, ai luat virusul, vii, dai noroc cu mine, eu dau, l-am luat și eu, mă, la președinte, ce faci, mă, prieteni? Ce faci? Stai! El a luat virusul, crapă, secunda 2. Așa să... Păi așa e acum. Doamne, apără-și păzește, bine că mi-ai zis. În clipa asta... La președinte nu mai intră nici musca, nici măsa, nici tasul, nici eu. Așa. Nimeni. Bravo. Ca să-l protejăm. Bravo, bă. Da. Până nu se termină cu nasoleala diplomatică, halilulu. Așa. Bravo. Fac. Am pas. Păi nu mai pune rasă. Dacă... Unde dai buzna, mă, ce e cocină? Bă, nu, tu ai zis că poate e virusul la rusesc. Te duci să... Să-l dai pe președinte, pe toaleță, că te găsești de toți dragi. Trebuie să vorbesc cu el, bă, neapărat, că am ceva foarte important să spun, ține de blazonul lui. Da? Păi? Atunci scrie, bă, pe un bilețel ce vrei să-i transmiți. După ce scrii bilețelul, mi-l dai mie și eu-l dezinfectez. Și în stânga, și în dreapta, și în dreapta, și în stânga, ca să fim siguri că am omorât virusul. La revedere! Să scriu, zici, că să scrii! Iar o mă doară capul o săptămână. Arite, am făcut fiorete. Când ți-a plăcut cartea. Vă scăzați! Mă așteptăm! Fiorete! Suflă, suflă aici, aici. Gata, ajunge! Ce faci, Fiorete? Bine, șef, să trăiți. Asiguram perimetrul și pulverizam să vă apăr de virus rusești și de radiațiile cu poloniu, să trăiți. Mm. Au început atacul! Au început! Fuți! Unde? Tulete, fugiți. Stai, tulete, că eu te întreb pe tine. Au început atacul? Doar mă întrebați, da, nu știți, că da? Nu știu dacă au început. Nu au început, no. Șeful, din câte știu, dar aveți așa un talent să băgați paima un om că-ți vine să rup la fugă. Nu au început, șeful. Nu au început. Nu au început. Dar faza bună trece primești de area și dai așa ca să înlături orice dubiu KGB-ist. Taci, taci, taci! Că dacă te aude cu Vanea Nelu, o să creadă că vorbim de el și adio, ajutor cu rușii. Ah. A, apropo, îi duci cartea asta, că a uitat-o în bibliotecă când a venit pe aici. Că dacă vede că i-o returnăm, vede omul că noi suntem cu blazon frumos și poate ne ajută cu rușii în regim de urgență. Ai înțeles? Cum să aleți să dați? Perimetru! Perimetru! Hai! Perimetru! Perimetru, perimetru! Dar cum mai dau eu cartea lui Anelu? O veni el la gard? Nu cred. Păi și biletul când îl dau? Când te întorci. A, și când mă întorc? Când nu te aștepți. După ce duci cartea lui Anelu, ai înțeles că e zor să ajungă la trânsul. Eu n-am cum să părăsesc perimetru, bă, că e ordin de la președinte. Trebuie să mă lupt cu poloniul ăla. Auzi, dar chiar vorbește Gorbaciov de Iliescu în cartea aceea? Iute, bă. Aha, iute. Nu sta să bughisești acum. Pe drum, pe drum, în timp ce ajungi la Neanelu. Dar ce e așa important, mă, că ai tu să-i transmiți la președinte? Pupăză nu mai este. Ce, mă? S-a dus dintre noi. Pupăză? Pupăza. A, Pupăza. Da, sau mai corect, a plecat dintre noi. Ca să mai facă mișto de mine anticulturistele alea. Hai că am plecat. Pupăza. Să trăiți, domn președinte! Măcar eu. Unde e? În salon. Vrei să vezi ce am învățat de la președintele Iohannis? Da, domn președinte. Dă-i! Ce-o face cu jerbaia? Cine știe ce petrecere avea omul după aia? Hai!
Ce faci, măi, dragă? N-ai murit? De ce? Aoleu, v-au zis că mă lichidează. De-aia și venit cu coroana, ați crezut că deja au făcut-o. Gata, gata, fug în buncăr. Nu, măi, dragă, ia loc. Nu te grăbi ca politicianul actual la ciula nu vechi. Stai să-ți explic. Am vorbit la Kremlin, după cum am stabilit, și n-au nicio treabă cu dumneata. Dar, împotriva, acum se pare că Putin nu prea mai e așa de prieten cu Trump, mai ales după ce s-a descoperit că, în timpul dineului oficial, Putin s-a cam dat la Melanie. Da. Răvul din fire n-are lecuire. Bolșevic nesimțit. Cine, eu? A, nu, de Putin ziceam. Păi, stai, numai puțin, dar și atunci de ce v-ați mira că sunt viu, cu coroană? A, pentru că în mesajul primit scria că ai murit. Mesajul? Care mesaj? Mesajul pe care mi l-a lăsat în carte consilierul tău. Consilierul tău, Mârlanu. Idiotul. Pe Dostoievski. Ce carte, ce cultură, ce scriitori au rușii ăștia. Extraordinar. Nu, eu mă refeream la idioții din staful meu. O să mă termine psihic. Mai bine scăpam eu de ei, cum au sfătuit consilierii. Dar de, acum e prea târziu. Stai așa un pic. La acest nivel, niciodată nu este prea târziu. Dacă vrei, te pot ajuta eu. În 3 minute de data asta. Da? Da. Cum? Cu aceeași echipă ca în 90. O secundă. Miroane, pe unde ești, mă? Hai azi, băieții, și vino la Cotrocin, că avem iar treabă. Da, imediat, da. Iliescu sunt, da. Gata, te rezolvă. Miron Mitrea, vin șoferii? Miron Cosma, vin minerii. Chiorete! Buncăru, mă! L-am semnal la telefon. Corect! Măcar pe sunet să iasă. Acest program poate fi urmărit și pe primaplay.ro.